Bună ziua, numele meu este Ioana și împreună vom pregăti astăzi oladii cu dovlecei. Asta ar fi o alternativă dacă vreți să faceți un mic dejun mai deosebit în weekend sau când aveți mai mult timp liber, pe lângă omleta clasică cu care suntem obișnuiți sau o alternativă și mai sănătoasă la ochiurile prăjite. Așadar, vom avea nevoie de 400 de grame de dovlecel ras. Dacă nu aveți acasă cântar, puteți folosi un dovlecel mediu, este suficient. De menționat, dovlecelul după ce îl faceți pe rozătoare, îl stoarceți foarte bine de apă și îl mai lăsați într-o sită să scurgă timp de 15 minute. O să mai avem nevoie de ceapă, jumătate dintr-o ceapă medie este suficient, pătrunjel și mărar, undeva la 30 de grame de fiecare ajunge, jumătate de linguriță de praf de copt, 50 de grame de făină și 100 de grame de parmezan. Nu trebuie să folosiți neapărat parmezanul, șotele mea din piață este foarte bună, dar vom mai avea nevoie de un sos făcut din smântână slabă sau un iaurt undeva la 5% și usturoi. Așadar le voi da deoparte, o să am nevoie de ele mai târziu. Și bineînțeles de sare, de pus după gust, fiecare cât tolerează. Acum vom începe să facem umplutura pentru clătite. Vom pune mai întâi ceapa. Ulterior vom pune mărarul și pătrunjelul, parmezanul făină. Praful de copt. În final, pentru a lega compoziția, am adăugat un ou. Iar acum vom da deoparte compoziția și vom pregăti sosul pentru clătită și vom trece la tigaie să le și prăjim. Tăiat bucăți mici, amestecăm și sare după gust. Eu personal prefer cât mai mult. Acum vom prăji aceste clătite, fie în ulei de măsline, fie în ulei de parasol, ambele sunt la fel de bune. Și dimensiunea unei clătite e undeva la o lingură mai grăsuță. Urăm poftă bună!